În comuna Căzănești, primarul Aurel Popescu a început un amplu proiect de digitalizare a serviciilor primăriei pentru a spori gradul de eficacitate a angajaților primăriei în relația cu cetățenii. Având în vedere faptul că în comuna Căzănești se dorește o administrație locală performantă, angajații primăriei trebuie să fie atenți și prompți la cerințele oamenilor, iar pentru asta edilul comunei, Aurel Popescu, a decis să se folosească și de noile facilități tehnologice. Astfel, cetățenii pot plăti taxele, amenziile și impozitele online, folosind aplicația ghișeul.ro sau la casieria primăriei folosind cardul bancar. De asemenea, locuitorii din această zonă se pot conecta gratuit la internet în zona parcului din fața primăriei. Lucrurile nu se opresc aici, edilul comunei făcând pași concreți pentru o transparentizare a activității administrative, precum și achiziționarea unui soft de registratură electronică care să permită identificarea rapidă a solicitărilor cetățenilor și soluționarea acestora într-un timp foarte scurt. Aurel Popescu a reușit într-o perioadă scurtă de timp să aducă comuna Căzănești pe drumul cel bun.